Acum mulți ani, într-o lume în care oamenii făceau lucruri rele, Dumnezeu l-a văzut pe Noe, un om bun și credincios. L-a anunțat că va trimite un mare potop, care va acoperi întreaga lume, dar că el nu va păți nimic. Dumnezeu a spus lui Noe să construiască o barcă mare, să pună animalele și familia lui în ea pentru a-i salva de potop. Noe și familia lui au ascultat și au lucrat din greu construind arca. Când au terminat-o, au pus animale în ea, câte două din fiecare specie de pe pământ. Timp de 40 de zile a plouat, continuu, și apele au crescut, dar arca lui Noe a plutit în siguranță pe suprafața apei. După ce ploaia a încetat și apele au scăzut, arca lui Noe a ajuns pe un munte. Noe și familia lui au ieșit și au văzut un curcubeu mare pe cer, un semn al promisiunii lui Dumnezeu că nu va mai trimite niciodată un potop așa de mare. Apoi Noe și familia lui au eliberat animalele și au început o viață nouă pe pământ, știind că Dumnezeu îi va ocroti întotdeauna.